Ciolacu, mai degrabă un 4-5-1 pentru giuleșteni, care nu câștigă de două etape, ba mai mult, nu reușesc să înscrie. 0-2 la Brașov și 0-0 acasă cu Concordia Chiajna. Dar vom vedea cum vor reuși jucătorii Rapidului să treacă peste știrea din această săptămână. Suporterii sunt alături de echipă, au venit într-un număr însemnat și astăzi la Giurgiu pentru a-și susține favoriții. Iată-l pe Daniel Isăila alături de președintele Dinu Gheorghe, a fost cândva la Rapid, l-am văzut și pe Marian Rada mai devreme în imagine, cel care îmi spunea că vestea, bineînțeles că i-a deranjat și i-a influențat la pregătire în această săptămână, dar Rapid vine aici la Giurgiu să câștige pentru că are de luat o revanșă. În tur, Astra a reușit să se impună în Giulești cu 2-0 și a reușit să o scoată pe Rapid în sferturile Cupei României, chiar în Giulești, o victorie conturată în prelungiri după ce Astra a avut 2-0, Rapid a reușit să egaleze în partea secundă, dar Andrei Mureșan a adus calificarea Astrei în semifinale pentru un gol marcat în minutul 111. O poziție bună pentru Budescu, într-adevăr faultat de Abrudan. Lovitură liberă pe care tot Budescu se pregătește să o execute, specialistul loviturilor libere în tabăra Astrei, câteva goluri foarte frumoase marcate de Budescu în acest sezon, 25 de metri distanță față de poarta lui Pesania și zidul dus la distanța regulamentară, după cum ne arată grafica. S-a ridicat în picioare Dinu Gheorghe, simte că poate fi o fază bună pentru a înscrie. Budescu peste zid, Budescu, bară, Tembo și Pesania încă o dată, Tembo, din nou Pesania, magistral Pesania la această fază. Haideți să vedem, o Tembo în poziție de offside, o poziție de offside nesemnalizată de la margine. Dacă ar fi înscris, ar fi făcut-o în condiții neregulamentare, mijlocașul Astrei. Până la urmă a rămas 0-0 datorită lui Pesania, care iată a scos și acest șut al lui Budescu. Am avut impresia inițial că a fost o bară curată a lui Budescu, dar nu, Pesania a fost cel care s-a întins și a reușit să devieze balonul. Și dar trei intervenții într-un interval de câteva secunde pentru portarul Rapidului. Poate unul dintre cei mai buni jucători în acest sezon, Peterson Pesania, chiar că Alex Ioniță 2 se schimbe direcția de joc, Moraiș trece de Alexandru Coman, încearcă să-i trimită lui Tembo, care se demarcă în spatele lui Ionuț Voicu. Tembo, un șut plasat al lui Tembo, dar mingea este prea slabă. Pesania arată că vrea să facă un meci mare în această seară aici la Giurgiu, un portar care a dat siguranță în acest sezon Rapidului, nu a gafat deloc, nu le dă emoții coechipierilor, o priză foarte bună la minge și un joc de picior foarte bun. Acum Enache, nu l-a urmărit Ciolacu pe Mățel, în care Mățel centrează în forță, trece pe lângă minge Tembo și banca Rapidului explodează la adresa lui Ciolacu, cel care nu l-a urmărit pe Mățel. Iată ce, nu este bine să schimbi din mers, mai ales pe un atac. Este doar 8 goluri primite de Rapid în astfel de momente ale jocului. Bate Budescu, a intrat Takayuki acolo prin alunecare, dar nu a ajuns la minge. Astra domină, a început să domine această partidă destul de copios, dar ocaziile nu prea apar la poarta lui Pesania, mai degrabă sunt situații periculoase. În pauză,
Vă așteaptă Horia Ivanovici și invitații săi la Fanatic Show. Pesania a trimis direct în afara terenului, dar nu-mi dau seama de ce. A vrut să arate ceva, dar Alexandru Tudor ridică din numeri, nu a înțeles nimic. Nici cu echipierii lui Pesania nu au înțeles de ce brazilianul l-a degajat direct în nau, ce i s-o fi părut, pentru că nu era niciun coechipier căzut la pământ. Acum Andrei Mureșan. Mureșan cu o pasă pentru Tembo. Degajează Voicu direct în afara terenului. Rapid, iată, face un joc foarte bun defensiv. Da, sunt probleme cu Pesania, iar Tudor oprește jocul. Foarte multe întreruperi. Jucătorii Rapidului sunt chemați să fraternizeze acolo cu suporterii. Profită de această întrerupere pentru... Profită de această întrerupere jucătorii lui Marian Rada pentru a le face pe plac celor care au bătut drumul aici la Giurgiu. Iată, din această situație dificilă există și un lucru pozitiv, această uniune creată la Rapid între suporteri și jucători. Acum o centrare a lui Enache Tembo nu reușește să reia spre poarta lui Pesania. Evacuați, se pare, suporterii Rapidului sau probabil și-au făcut numărul și acum pot pleca acasă. O scurtă discuție între Alexandru Tudor și Marian Rada. Aruncă de la margine Junior Moraiș. Tembo încearcă să centreze, blocat de Ionuț Voicu. Budescu pentru Iahaia la 30 de metri, trage Iahaia un șut deviat, minge prinsă de Pesania. Șutul de la distanță poate fi o armă în condițiile unei asemenea aglomerări în fața careului de 16 metri. Enache încearcă o trecere interesantă pe lângă Nicolae Vasile. Lovitura de colț pe care o bate Budescu. Centrarea lui Budescu, boxează Pesania și reluarea lui Iahaia din voleu trece pe lângă poartă. Poarta era goală pentru că Pesania nu a reușit să boxeze foarte bine, încurcat de un coechipier, de Ciolacu. Narșutul a trecut totuși destul de departe, ia să vedem aici, da, la vreo 2 metri, 3 de câlpul din dreapta al porții lui Pesania. Preluare frumoasă a lui Tembo. Moraiș are timp pentru centrare. Reușește centrarea și este gol! Gol marchează Takayuki. În ultimul minut al primei reprize jubilează Dinu Gheorghe. Un gol precedat însă de eroarea lui Pesania. Ce descătușare din partea președintelui Astrei. 1-0, un gol care va schimba probabil destul de mult fața reprizei secunde, pentru că Rapid va trebui să joace altceva decât a făcut-o până acum. Va încerca totuși, va trebui măcar să încerce să pună probleme. Centrare perfectă a lui Junior Morai și Takayuki profită de această eroare a lui Pesania. Arătase puțin mai devreme nesiguranță la acea minge boxată aiurea Peterson Pesania. Acum a agafat decisiv. 1-0 pentru Astra, gol marcat de Takayuki. Un gol frumos, trebuie să recunoaștem, o fază bine desenată de echipa lui Daniel Isăilă. Takayuki ajunge la 6 goluri, îl egalează pe Tembo. O minge pentru Voicu, reușește să treacă de Moraiș, intrarea lui Voicu, minge respinsă de Mățel. Iar acum Coman trage din prima, minge care cade pe plasă și Alexandru Tudor îi trimite la vestiare pe cei 22 de jucători. Revedem ultima execuție a primei reprize, cea a lui Alexandru Coman. Iată faza, o diagonală a lui Găman, preluare foarte bună a lui Tembo. Atac susținut de Junior Moraiș, centrare perfectă și golul marcat de Takayuki. Abrudan, care nu sare acolo, probabil l-a auzit pe Pesania strigând.
Și așa s-a scris istoria acestei prime reprize. Bucuria lui Daniel Isăilă, dar bucuria și mai mare a lui Dinu Gheorghe. 1-0, Astra Rapid la pauză. Atac al Astrei cu Takayuki, care trage de la distanță. Bară! Ce șut a prins Takayuki Junior Moraes. Minge deviată, am avut impresia. Da, va fi lovitură de colț pentru Astra. Astra în căutarea golului 2, care să lămurească definitiv problema învingătoare. Iată ce șut frumos al lui Takayuki. A doua bară pentru Astra, după ce în prima repriză Budescu a șutat din lovitură liberă, iar Pesani a respins mingea în bară. Tembo reușește să treacă acolo de Coman, continuă Tembo, trece și de Emil Dică. Tembo trage, Tembo pe lângă poartă. Frumoasă acțiunea șeptarului Astrei. A încercat să finalizeze, galben pentru Mirko Ivanovski, cel care a dat în minge după ce aceasta a venit din acea reclamă. Iată-l pe Emil Dică, un șut al lui Voicu. Prinde Silviu Lung. Degajează portarul Astrei, o degajare foarte lungă, respinge Abrudan, o face precis. Nicolae Vasile însă este la fel de precis. Deposedat corect de Emil Dică, Rapid poate ieși pe contraatac, vin destul de bine din spate jucătorii Rapidului. Herea îi trimite lui Dică, trage Dică, scoate Silviu Lung. Un contraatac purtat în doi de Herea și Emil Dică, plasat șutul lui Dică, prindea cadrul porții. Foarte bun plonjonul lui Silviu Lung, cum Budescu pentru Tembo. 1-1 cu Voicu, vine Bucarii, o pasă a lui Tembo, dar din nou prea tare. Iahaia, Iahaia, Bucarii, o pasă pentru Di Stefano, preluare bună, Di Stefano scoate pe Sania, Iahaia, este 2-0, gol Astra, 2-0, marchează Seidu Iahaia și cred că Astra a rezolvat meciul din această seară. Bucurie imensă pentru Iahaia la primul gol în Liga 1, Seidu Iahaia, de aici această bucurie formidabilă a mijlocașului Astrei. Iahaia își trece numele pe lista marcatorilor. Bucarii dă o pasă de gol foarte, de fapt de la Bucarii a plecat această fază. Di Stefano, iată o primă paradă a lui Pesania și Iahaia împinge mingea în plasă. 2-0. Dificilă misiunea Rapidului în acest moment. 2-0, Rapid a pierdut și la Brașov. Rapid a încercat să se desfacă, a încercat să atace atât cât îi sunt posibilitățile în acest moment, dar nu a reușit mai mult. Tocmai erau supărați pe acea ratare cei din staful Astrei lui Dinu Gheorghe. Nici nu-i venea să creadă ce supărat era Dinu Gheorghe. Parcă nici nu conștientiza că mingea a ajuns până la urmă în plasă și că golul a fost validat. 2-0 Astra Rapid. Voicu revine și reușește să-l deposedeze. Continuă Ionuț Voicu. Calcă mingea pentru Herea, s-a repliat acolo Junior Moraes. Herea cu un exterior, Dică, gol! Gol Rapid, 2-1. Ce fază au reușit giuleștenii. 2-1 marchează Emil Dică. Rapid reintră în meci după acest gol. Iată centrarea lui Herea cu exteriorul, scăpat acolo Emil Dică de sub supraveghere. Nu l-a văzut Mățel, nu a reușit să strângă în centru. Iese Tembo și intră William de Amorim. 2-1 Astra Rapid. Iată pe jucătorii experimentați ai Rapidului reușesc să
sau mă rog, încearcă să țină echipa pe linia de plutire. Emil Dică la... Da, este primul gol și pentru Emil Dică în acest sezon. Di Stefano îi trimite lui De Amorim, trage De Amorim, prinde pe Sania. Herea încearcă să treacă, Herea, și este faultat de Valerică Găman, lovitură liberă pentru Rapid, într-o poziție excelentă, o poziție centrală, iată-l pe Ovidiu Herea. Aici vom vedea mai bine faultul lui Găman, cât se poate de evident. Herea poate fi eroul Rapidului la această lovitură liberă. Isaila le cere, strigă jucătorilor din zid să sară. Interesant ce soluție va alege Ovidiu Herea. Un zid foarte înalt, nu știu cât vede din minge Silviu Lung. Poate încerca și un șut pe colțul portarului. Să-l vedem pe Herea, a făcut un meci foarte bun. Poate este cel mai potrivit jucător să bată această lovitură liberă. Bate Herea! Gol! Herea egalează în minutul 91. Bucurie, banca Rapidului a sărit toată în teren. Este 2-2, Astra Rapid, un gol superb marcat de Herea pe colțul lui Silviu Lung. Spuneam că poate încerca să tragă și pe colțul portarului. Este soluția pe care a ales-o Herea, a anticipat faptul că zidul va sări și că îi va fi greu să trimită peste zid, de aceea a bătut pe colțul lui Silviu Lung, un șut extraordinar la vinclu, și Astra Rapid este 2-2. Iată, nu au știut să închidă jocul giurgiuvenii. Silviu Lung făcuse pasul pentru a se duce pe o execuție în spatele zidului. Să vedem însă pe Di Stefano, care urcă aici, urmărit de Păun. Di Stefano, Oros vine și va fi lovitură de colț pentru Astra. Protestează Oros. Final dramatic la Giurgiu. Dinu Gheorghe nu a mai rezistat pe bancă. Lovitură de colț pentru Astra, bate Di Stefano. Întârzie puțin executarea acestei lovituri de colț, bate Di Stefano și minge care sare la Enache, trage Enache, blocat de Stoica. Mățel îi scoate lui Di Stefano, are timp să-și potrivească mingea, vine centrarea, respinge însă Păun. Mățel cu capul, Păun. Minge deviată de Stoica, Di Stefano încearcă să protejeze. O minge trimisă la disperare acolo de Stoica, balon care ajunge la Takayuki. Takayuki întâmpinat de Oros, Takayuki trimite lui Enache, centrare din prima lui Enache. Gol! Gol Astra, uluitor, uluitor! Gol Astra în ultima secundă, meci nebun la Giurgiu, decizia lui Enache de a centra din prima a fost decisivă. Yahaya, cred, a apărut pe colțul lung, nu-mi dau seama, sau William De Amorim, nu am văzut cine, să vedem. Centrarea lui Enache, offside clar, acolo la William De Amorim, și Bucari împinge mingea în plasă. Offside mare însă la William De Amorim, care a participat la această fază. Trebuia ridicat fanionul de la margine. Chiar dacă Bucari este cel care a marcat, participă la fază William De Amorim și cred că a fost ultima fază a acestei partide. Final incredibil, două goluri marcate în prelungirile acestui meci. 3-2 Astra Rapid. Oare ce ne mai rezervă acest meci? Stoica și Tudor pune